Mă numesc Amelia Magdaș, profesor la Colegiul Național Andrei Mureșan din Dej, județul Cluj. În centru de pregătire Haiala Olimpiadă predau din 2014, de când s-a înființat la Cluj, în colaborare cu EMAG-ul, BCR-ul și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. De ce matematică? Pasiunea de mic copil, descoperită de tatăl meu, tradiție de familie. Și cred că de aici mi se trage pasiunea pentru matematică, din familie. Ce m-a determinat să particip la program? În primul rând, dragostea care am avut-o pentru matematică, pasiunea pentru performanță, având înainte de a apărea programul Haiala Olimpiadă elevi participanți la olimpiadele naționale și internaționale și solicitarea domnilor profesori de la universitate de a încerca să-i ajutăm pe elevii clujeni să obțină performanță. Cele mai importante premii care le obținu copiii noștri au fost premiile întâi la Olimpiada Națională, întrucât am lucrat la mai multe clase, pe mai multe niveluri de clasă, am avut copii care obțin premiul întâi, doi, mențiuni și participări la Olimpiada Națională și în loturile naționale lărgite ale României. Activitatea noastră a întregului colectiv este realizată de premiile obținute de copii și vreau să spun că copiii pregătiți de noi sunt deja admiși la facultăți de renume din Europa și din Statele Unite. Și de universitățile din țară, dar și din exterior. În primul rând, pentru noi ca profesor, implică o muncă un pic mai multă decât ceea ce facem în cadrul școlii, la nivelul clasei. Iar pentru copii, enorm de multă muncă, trebuie să facă sacrificii, bineînțeles că n-au o viață normală ca ceilalți copii de vârsta lor, dar dacă rezultatele sunt încununate de premii, ei uită toate treburile astea și sunt mulțumiți. Eu mi-am dat seama că programul e foarte necesar. În primul rând, v-am spus, am avut copii înainte, la Olimpiadă, înainte de a începe cursurile astea, cel puțin la Cluj, și am văzut cât e de greu să lucrez de unul singur. Așa, lucrând un colectiv, e mult mai ușor și se vede rezultatele copiilor. Referitor la pregătirea în centru, îmi place varietatea, adică nu predau numai la o clasă, predăm la mai multe clase pe rând, deci automat mult mai multe teme, mult mai multe probleme. Copiii sunt mult mai ingenioși decât ne așteptăm noi. Te duci tu cu o problemă de acasă și vin cu alte 3-4 rezolvări și atunci noi trebuie să fim extrem de vigilenți, extrem de atenți la ei. Deci varietatea și să știți că dragostea lor și pasiunea lor pentru matematică automat le-o insuflăm și noi lor, dar și ei nouă. Profesorii care încă nu sunt parte a programului, acum unii dintre ei poate încă nu cunosc programul, dar ar fi indicat să se implice. E foarte bine pentru formarea noastră profesională. Pentru formarea noastră profesională e foarte util. Și dacă ai dragoste pentru copii, ne ajutăm și pe noi și pe ei. Colegilor profesori le-aș sugera să se implice mult în educarea copiilor. Noi suntem cei care modelăm viitorii noștri, viitorii cetățeni ai României și ai Europei, viitoarele minți deosebite pe care le au copiii aceștia. Implicare maximă, dacă s-ar putea.